Ce dracu? vrei e fel, o mâncați M-am făcut dracu de râs. Iubita, vreau să încerc scuze în fața la toți oamenii ăștia care se uită. Vreau să știi că mă piși la tine în ghiuvet. Nu pot să mă piși în becio, că trebuie să ridic capacul. Că știți cum? Nu pot, iubita. Vreau să știi că atunci când mă duc la baie, mă piși în ghiuvet. Pula mea. Dacă ce se frie, desparte, de. Bă, să mă mai duc când te duci măcar ți deci că e înțepător de la ăla cantop și te mai trebuie să ridici capacul, că dacă stai cu la o femeie în casă trebuie să ridici neapărat capacul. Știi ce zic? Dar simți. Capacul se ridică, că dacă se pune aia să... Se... Terminat. Ridici capacul, mânca bași gura voastră. Dar ce vreți, mă, mânca bași gura voastră, dacă știți? Că aici și a... apare acolo, ăla scrie acolo, ăla și-a membru acolo, ăla și acolo, ăla... Uuu, ce miros de bărbat. Au ce zgadică mea. Mai încade periuța ghiuvetă, nu știa de ce îmi sângerează gingiile. unde pistoalele, unde spumnalele, ca și trungere haiducilor, care să pișe în ghiuvetă ca mine, să scrie păceat și eu în fine. La 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 Bine, eu chiar mă în ghiuveta, dar mă mor? Mă de și mai alea. A mea are o pisică, ia am cu ochii, ați înțeles? E numărul unu pisica. Când am fost la a mea, bă, da frumoasă pisică, zici că e să mor aia, cum să râs, de la zici că e, de la de munte pisica, dar mai că e neagră. A, așa. Și acum, doamne, ce te iubește, îi spune, aute, când a venit tactul, îi spune, când vine, vine a venit tactul, eu alea, mă, dar seama că mă umflu și eu așa un pic, băi. Au zis chat, mă și eu așa un pic. Și acum să o zic și direct în direct, în direct pastă. Mă duc la mâncați și zi zilul Andreas, băi. Ascultă aici. Mă duc. Auziți aici, gagica mai nu știe, vă spun eu acum direct. Direct, direct, direct vă zic. Mă duc la gagica, mea, mânca, mă duc la gagica. Mea. Ieri îi spun o m a dută la ușă. Mare buchet de flori, cu frumos, cu inimioare, am făcut cu alea nebunit. A nebunit, gagica, mă, că nu știu ce, că mulțumesc a, alea, Ia a luat de suflet, ați înțeles? Dar face, cine, cine le-a trimis, gagică mea? Gagică mea, cine le-a trimis? zic că, nu știi tu. Nu e problemă de asta. Îți dai seama ce s-o fi gândit gagică mea? Ăsta e emogen, mă, e, știe lumea. Să moară măicuța mea, dar n-am căzut cu Andreas Spăscări. Am căzut cu gălețile alea, băga mea și pula să-mi bag. Că eu le-am dus florile. Dar să fie, ați înțeles? Să fie ca așa, să fie surpriză. Am căzut cu Andreas Pascare, măcați și pula ta, ca mea să pe, la ultimul etaj. Am căzut cu găleata aia, fut -o te în gură să te fut. Îi zic lui unde unde la buchetul de flori. Ia găleata asta și zic, da, bă, idee bună, zic, bă, bă retardatul pulii. Găleata aia, da, după scară, cu apă, după scară, unde las, las florile în pula mea, în găleata aia, după scară, cu apă de aia, până deschide gagică mea ușa, să ofilește florile. A, uite, pe că mea, pe, pe, WhatsApp, doamne, bă, mă, te pop, Jax, mersi mult de membru. A căzut pe scările alea să rup gura mine mâncați că Gagi că m-a văzut. Mi-a rupt gura mine, mă gura, vă, mi-a căzut pe scările alea, mi-a rupt gura mine. Lătra câinii, fugi, nu mai a știa a ce mai să mai fac. niște să moară aia dacă vă min, dacă nu vă Auzi, avocado, cușcuș, cuș. să mor dacă vă mii, dacă nu mi-a făcut un pui la cuptor când a fost ultima oară. Deci mi-a făcut o ciorbă de legume, carne n-avea. Și am întrebat-o, iubita, dar carnea din în ciorbă unde și mi-am amintit instant că așa făceam și eu cu mama la țară, cu tata, cu toți. Luam găina de în curte, puneam oala de Și eu întreb, unde este puiul de ciorbă? Și atunci am, avut o așa. Incantare, imunare, amen. A apărut arhanghelul Gabriel, s-a făcut lumina așa, tu, s-a făcut lumina toată casa. Gaci că nu mai văd, nu mai văd. Eram stai liniștită că nu trebuie să vezi lumina grățioasă acestui înger. Și a zis înger, îngerul, amintește când erai copil. Și mi-am că că tata găina din curte, o punea în oală când era apa clocotită, o punea găina 5 minute și după aia dădea drumul înapoi în curte. De când să prindă gust ciorba, ai înțeles? De când, să prindă gust șorba Și atunci mi-a dat seama că și ea face la fel cum făcea tata. Și am zis, băi, e ok, e ok, nu -are, -are, nimic. Bă, are gust, dacă găină are. Acum, bă, de ce râdeți, mă, că e, bă, voi nu v-ați gândit la chestia asta, cu aia, că asta e Asta e inventată de tata. Eu uite ce rădăști Gândiți-vă numai atât. Câtă ciorbă poți să faci din găina aia? 2000 de ciorbe! Că nu mai are săraca ca pene după aia? Ai partea a doua că umbla așa mai... Că umbla așa mâncați și gura ta mai... Cu piciorul într-o parte. Dar asta e partea a doua. Serios vorbesc. Doar gândiți-vă. Pui apă la clocotit. Arunci găina și după aia dai drumul până curte. Găina e vie, ciorba e făcută și ciorba e mulțumită și găina și voi, ca familie. Vă dau minte, mea. Așa, bun. Și mănânc, bă, da bună, nu vreau să mănânc ca bună, ciorba bună, rău de tot. Asta la o parte, prima ciorbă pe care mi-a mi mi făcut-o să moară, măicuța mea, dacă vă mint, nu mai exista meteoriți în cale lacteei. Erau toți în ciorbă. Dacă vedeți ciorbă de perișoare, da, lăsați-o așa. Da, da, a doua ciorbă, criminală. Da, prima ciorbă, s-a murat măicuța mea, dacă vă mint, dacă luai o perișoară de aia și de tai cu ea, deci zici că să mici de aia, dar nu că ea la, la, cum se cheamă, la jocuri olimpice de alea de fier, de se învârt așa și aruncă cu ei, mâncați și cu... Ei. Ai înțeles? Da, băi, a doua ciorbă, stas, după aia mi-a făcut o ciorbă de asta, tot așa, Uh, cum se cheamă, cu, uh, cu fidea, o, cu lămâie, numărul 1. Acum când a fost ultima dată, m-am uitat în cuptor, zic, bă, să o întreb, să nu o întreb. Am întrebat-o până că la e curcan, face nu e pui. Putu-te în gură, mama, așa pui, de la Cernobâl. De deci, când ai, când vreau să-i zic, dacă ne ai avut timp să te duci iubita mai până la Cernobâl, că ai fost cu mânca toată săptămâna, cum ai ajuns la Cernobâl, cum te-ai să atât de repede acasă, cum ai luat găina de acolo. Dacă vedeți, pui, așa, Așa pui futu în gură, mamă, să te fut. Deci eu am crezut prima dată că e mama găină aia și că a rămas toți pui de lume fără găină. Și că la un moment dat o să se războiască gen toți puii de lume, o să se strângă, o să adună sulițe gen, o să adune sulițe, arcuri, săgeți și o să ne, ne atace pui, că au murit mama găină, că a ieșit fa găina mamelor la mame. Ați înțeles? Mă gândeam așa, puțin, zic. Stai să vezi cu în gură în câteva zile că vin toți pui și o să vezi păcând pui mâncați și gura ta. Cu găinile, cu toate alea să vină să, să răzbune moartea la mama găină. Păi mi-a făcut un piure. Auziți? Sunt pe aici apăceat uh, arhitecți de ăștia care, se duc, uh, care, care, lucrează în construcții? Credeți-mă, că a găsit gagică mea, cimentul perfect. Băi, perfect! Și îl face și dă cartofi Și e și mai ieftin. E cineva pe aici apăciat care lucrează construcții? Dacă vedeți Pireu să moară familia mea, dacă luai pămâna acolo o să rămâne, mână, lipit. N-ai, bă, omule, cum o să moară aia dacă te mint? Deci gagica mea l-a făcut. Băi, gagică mea eu, eu, atât de deșteaptă, de ea și când face un lucru, inventează altul. Atât de... E numărul unu, frate. Și de asta vreau să fie ultima, să fie, rămân cu ea peste tot restul vieții. Dar mă gândeam și eu că acum cu gagica mea, că fiind cu sala cu astea, ca să la sală, face sport, numărul unu. Mănânc și eu mai așa, și Dar nu pot să mănânc mâncarea ei coi. Și așa îmi face mie și îmi face forță. Am găsit femeie de face ciorbă, face de toată. Doamne! Te pup! Te pup, doamne! Te pup, doamne, că mi-a mai dat-o, doamne, și pe femeia asta în viața am. Te pup, doamne! Îți mulțumesc! Că dacă zic de fostilii, a trimis-o pună să facă paste și a făcut pâine să moară familia mea dacă vă mi pe sufletul lui tată. Dacă vă mint de nu s-a dus să facă paste și a făcut pâine de paste, să mă jur pe sufletul tată, dacă vă mint, a dat și foc la casă, era fum. Era cu mama pe hol, zic ce se întâmplă, zic gătește, gătește a mea, zic stai era, ce n-ai, pe sufletul lui tata dacă vă mint de nu noi să da foc la casă, eu nu știu cum poți să faci din paste pâine, dar în fine, nu mai contează, ăsta...